Partea de muzică ușoară de la All Sound Music este asigurată de cei pe care îi vedeți lângă mine acum. Andrada Ghiorma, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și te rog să mă ajuți cu prezentarea băieților. Da, o să-ți prezint trupa mea. Ei sunt What the Music Band! What the Music What Band! The music band. Hai să începem tot cu Codrin, care peste tot, să spun așa, e și la folclor, și la ușoară, și... E multitasking, am tras de el astăzi toți și l-am forjat la maxim, am mâncat 2 biscuiți astăzi. Aoleu, too bad. Codrine, ești bine, reziști. E bine, rezist, are antrenament. El e Codrin și cântă la clapă, este instrumentul lui și o face foarte bine, reușește să se integreze în toate genurile muzicale prin care ne perindăm cu acest proiect. Aici avem cel mai gălăgios dintre noi, e Toba! Toba! El e moldo și face gălăgie. Bine venit! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult pentru prezent! Dacă vreți gălăgie, vă ajut! Da? Ok! Beats e rezolvată drums. Problema asta, ne place gălăgia. Așa. Datorită lui dau fetele din, din șolduri. Din șolduri, da. El este basul trupei, el este Rareș. Și asigură baza trupei. Și cel care muncește cel mai mult la solouri este chitaristul nostru, Marian Mihai. Marian Mihai, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Deci ei sunt, cu ei faci show-ul la fiecare eveniment și la noi astăzi în emisiune, nu? Ridicăm oamenii. Bine, ei mi-au zis așa, nouă nu ne place să vorbim foarte mult, nouă ne place să cântăm, să ne vedem de instrumentele noastre, de tobă, de chitară, de ciofi, dar să nu vorbim prea mult. Ei, mie, știți că îmi place să scâi lumea, așa că trebuie să aflăm câte ceva, picanterii, nu de acasă, ci din lumea muzicii, bineînțeles, și să vedem de când există. Există această formulă, această trupă a voastră, Andrada. Bine, asta cu All Sound e nouă. De azi începe proiectul așa cu adevărat. E. Dar trupa voastră de cât timp? Să ne spună Moldo. Ia spune-ne, Moldo. Mai știm de când colaborăm? Păi, cred că mai mult de jumătate de an. Ceva de genul acesta. Noi ne-am cunoscut în diverse formule, am mai avut tangențe. Sibiul este un oraș mic și... Se întâmplă să ne întâlnim mereu în piață și uite că ne-am grupat frumos așa într-un proiect care spunem noi o să aibă succes și o să ajungă la inimile oamenilor și am reușit relativ repede. Ceva, cât de mult munciți voi? Pentru că într-o lume a muzicii de astăzi ați văzut și voi ce se difuzează la radio, piese care... Na, au și ele un refren și cam atât, nu vreau să fiu foarte rea astăzi, dar nu prea muzica live nu prea e comercializată, să zic, nu prea e difuzată la radio, nu prea avem succes, deși avem foarte mult talent și voce bună și instrumentiști foarte bun, se întâmplă ceva. E mult de muncă pentru asta și e greu să te menții într-o piață a muzicii comerciale așa cum este acum. E greu, relativ spus, dar... E vorba de educarea pieței, pentru că gusturile oricum nu se discută, dar cu siguranță e bine de ținut acolo în top muzica de calitate, muzica mai veche, muzica care nu e doar așa simplistă cum e cea din zilele noastre și noi încercăm să facem asta, să aducem piese mai vechi și piese mai noi, dar să le dăm ceva în plus, pentru că nu vrem să fim banali, nu vrem să pară simplu ceea ce facem noi și chiar nu este, fiecare studiază individual. Să zic, e mult de muncă, nu? Plus de asta, noi avem fiecare joburi, avem timp relativ limitat și atunci trebuie cumva să împăcăm timpul ăsta și orele de repetiții să fie în favoarea tuturor. Ca să înțelegeți de ce filmăm la ora asta, din cauza joburilor. Exact. Păi nu? Am venit direct de la muncă aici și dimineața la muncă. Și vă mulțumesc înapoi. Foarte mult, o să fiți foarte obosiți mâine, dar să le Rezistăm. Spuneți șefilor voștri că noi suntem de vină. Și să sperăm o să că înțeleagă. O să înțeleagă. O să înțeleagă. Bine, eu fug aici, dacă mă poate urmări Doru sau Petre, da? Așa, la ce instrument am uitat? Chitară bas. Chitară bas. Cum e asta cu chitara? De când, de ce? De foarte mult timp, din liceu. Am avut puține proiecte, unul mai de amploare. Da, momentan cânt în formula asta, cum a zis Moldo, cam de jumătate de an. Am încredere că e o formulă de succes, tragem tare toți, studiem individual,
întâlnim săptămânal, punem, da, punem piesele la punct și ne așteptăm să prindem evenimente, să ne cunoască piața, să ne cheme, să le placă de noi. Nici nu se poate altfel, zic eu, nici nu se poate altfel. Iar aici, cum a început povestea cu chitara? Povestea cu chitara a început acum 33 de ani. Wow! 33? Vârstă, că pe urmă... Da, pe la vreo, nu știu, minus infinit ani. Nu știu. Deci am moștenit de la tatăl meu această pasiune. Moștenire. Da. Și eu mă bucur că fac parte din acest proiect. Am mai activat în câteva trupe de rock. Sunt iubitor de acest gen muzical. Și sper că o să fie bine. Și eu doresc să continuăm cu acest proiect, să fim cât mai cunoscuți. Neapărat măcar 100 de ani de acum înainte trebuie să continuați. Așa, păi, nu, altfel nu merge. Nu merge. 100 e prea mult. Prea mult. Bine, 55? Merge. Merge. Bun, eu sper să fie de durată acest proiect, pentru că sună bine, arată bine, sună foarte bine. Apropo, pun accent pe acest cuvânt, pe sună, pentru că voi cântați live, pentru că este multă, multă muncă în spate. Fiecare muncește mult pentru ceea ce o să vedeți, dragi telespectatori de acasă. Eu vă felicit pentru asta, te felicit, Codrine, pentru că ai avut ideea. Vă felicit pe voi pentru că ați avut curajul, nebunia, nici nu știu cum să-i spun în ziua de astăzi, la o astfel de desfășurare de forță. Pentru că e greu să aduni oameni din mai multe genuri muzicale, oameni care au joburi, să-i aduni într-o formulă și să-i ții acolo. Sper să... A fost o mare provocare pentru mine. Mare provocare. Se pare că avem izbândă și sperăm să fie cât mai bine tot. Mie îmi place foarte mult de voi, știu cât de mult munciți, de asta sper ca oamenii de acasă să fie atenți la activitatea voastră, să le urmăriți activitatea, vă reamintesc că au și o pagină de Facebook, căutați-i acolo, dați-le un like, acolo voi o să postați tot felul de fotografii, sunt convinsă, doar aveți cu toții asta, cu socializările, nu? Fără nu se poate în ziua de astăzi, dar se poate cu muzică bună. Andra, dar ce cântăm? Rock. Rock on. And blues and pop. Cam tot ce prinde până la urmă și ce vedem că oamenilor le place. Ce se aude prin cluburi, ce se aude acasă, underground. Ce sună bine cântăm? Ce cântăm în seara asta? Astăzi? Astăzi. Astăzi. Tot cam așa. Cam de toate, nu? Cam de toate, cam da. Cam de toate. Sper. Bine, hai să vă ascultăm. Andrada Ghiorma and What the Music Band. Sună foarte, foarte bine. All Sound Music. Se ascultă. Just say you love me to my face. I need it more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of was maybe that you're mine. And baby, look serious, though, we're running out of what to say. And love's flooding away. Just say you love me, that's all today. Don't give me time, 'cause that's not the same. Ooh, want to feel burning flames when you say my name. I want to feel passion flowing through my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't.
But all that I've been thinking of was maybe that you're mine. Baby, look, she's so weird. Anyone I'll ever meet.
She was a fast machine. She kept the motor clean. She was the best stem woman that I ever seen. Out of sight, out of sight. Showing me no lies. Knocking me out with those American ties. Second more than a share. Help me fight it for air. She told me to come, but I was already there. And the walls started shaking. Heart was quaking. My mind was aching. And we weren't thinking into you. Shook me all night long. Yeah, you boy. Shook me all night long. Walking top of time on the seduction line. She was one of a kind, she's just a mind, oh my. One no applause, just another course. Made a meal out of me, and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in a ring to take another swing. And the world starts shaking, heart was squeaking, my mind was shaking. And we weren't thinking into you, shook me all. You boy shook me all night long. Yes, you really got me, and you shook me all night long. Yeah, you boy shook me all night long. Yes, you shook me. Yes, it took me. Purple rain, yeah. Oh, oh.
purple rain, yeah. I only wanna see you bathing in purple rain, and honey, I know that times are changing. In some you'll reach for something new, and that means you too, yeah. I said you wanted another leader, but you can't seem to make up your mind. I think I better close it. Oh, let me guide you through the purple. Sore desire.
vrea să lui uită de la ea. Ruptă e din ce și mândră ca o stea. Hei, ce-o mai juca? Rai, la, rai, la, la, rai. Și ce-o mai cânta? Rai, la, rai, la, la, rai. Ce-o mai rupe la opici? Ce-o face gropi adânci? Dar nu ne vom opri până în zori de zi. De capenea, lângă geam la masa mea, s-a oprit și m-a privit, doar cu ochii mi-a zâmbit și mi-a spus că ar vrea să bea doar o ceașcă de cafea. Și nu știu cum s-a întâmplat, că afară s-a întunecat. Era înalt, zdrept și frumos, ochii verzi, dar ce folos, după mână, ce păcat. Am văzut că-i însurat, timpul repede trecea printre vorbe și cafea, și deloc n-am observat că afară s-a întunecat. Și afară plouă, plouă, e trecut de ora nouă, noi vorbim cu mare artă despre una, despre altă, și nu știu de ce anume, eu nu pot să spun pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Și apare plouă, plouă, e trecut de ora nouă, noi vorbim cu mare artă despre una, despre altă, și nu știu de ce anume, eu nu pot să spun pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Micuța cafenea, lângă geam la masa mea, o ceașcă între noi, am rămas doar amândoi. El vorbea de vraja mea, mai puțin de viața sa, și nu știu cum s-a întâmplat, că afară s-a întunecat. Era înalt, zelt și frumos, ochii verzi, dar ce folos, după mână ce păcat. Am văzut că-i însurat, timpul repede trecea printre vorbe și cafea, și deloc n-am observat că afară s-a întunecat. Și apare plouă, plouă, e trecut de ora nouă, noi vorbim cu mare artă despre una, despre altă, și nu știu de ce anume, eu nu pot să spun pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Și apare plouă, plouă, e trecut de ora nouă, noi vorbim cu mare artă despre una, despre altă, și nu știu de ce anume, eu nu pot să spun pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Și apare plouă, plouă, e trecut de ora nouă, noi vorbim cu mare artă despre una, despre altă, și nu știu de ce anume, eu nu pot să spun pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră.
voastră. La Crăciuna din cartier, unde se cântă și se bea. În astă seară vreau să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj capul, mătrător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și mi-am dat cât aș fi vrut. Am fost și prins și cerșător, un trădător, un om cinstit, dar cu viața de artist eu niciodată n-am glumit. Am mai și râs de-o nerozie, am fost bogat, am fost falit și într-a lumii nebunie eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj capul, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat. Și nu i-ai dat, și nu i-ați dat cât am fi vrut. Pedicanic l-am pănit, dacă ar ști să cânte, mi-ar aduce șovăit lucruri neștiute și ne-ar spune cum că ei nu mai stau în baltă. Cantitatea de ulei e cam prea înaltă. Oh, 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 oh. Pelicanii mititei stau pe scări afară, apa-i plină de ulei, apa e murdară. Ei nu știu că noi clădim industrie nouă, nu le pasă că murim sau că nu mai plouă. Oh, 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 oh. Pelicanii cei viteji stau pe mal afară, apa e plină de ulei, apa e murdară. Ei nu știu că noi clădim industrie nouă, nu le pasă că murim sau că nu mai plouă.
pelicani cei vitezi, stau pe mal afară. Nu mănâncă flori nici pești, apa e murdară. Și nisipul lunecos, iarnă molul iute. Peștii mor cu burta în sus, florile-s pierdute. Oh, 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 oh. Pelicanii au trebuit să se mute în munte, astfel n-ar mai clămpăni vrute și nevrute. Or să stea cu minți în bălți, oclotiți de lege, sunt și posibilități, legea s-o deslege. Legea s-o deslege, legea s-o deslege, legea s-o deslege. Doi copii într-o grădină, vorbe tainice șopteau. Soarele-i scălda cu-a lui lumină, florile-i binecuvântau. Inul florilor, culorilor, al florilor. Inul culorilor, al florilor, culorilor. Dar un nor întunecat, bucuria celor doi copii. A început să plouă, ce păcat, florile să râdau încetat. Inul florilor, culorilor, al florilor. Inul culorilor, al florilor, culorilor. Stropii de ploaie au încetat, soarele ieși învingător. Copii și flori s-au sărutat, răspândind lumină în jurul lor. Inul florilor, culorilor, al florilor. Inul culorilor, al florilor, culorilor. Inul florilor, culorilor, al florilor. Inul culorilor, al florilor, culorilor, culorilor, al florilor, culorilor, al florilor. În mijlocul codrului, codrului, în mijlocul codrului, calele nu-i cărare, nu-i, cale nu-i cărare, rare, nu-i. Și-o fost vreodată cale, cavale, și-o fost vreodată cale, ia s-o prefăcut în va-va-vale. Ia s-o prefăcut în vale, vale. Și
șobănaș cu voile, voile, șobănaș cu voile. Își pierd urmă turmele, își pierd urmă turmele. Pădurar cu lemnele, lemnele, pădurar cu lemnele. Își pierd urmă semnele, își pierd urmă semne, semnele. Cale undeva, undeva, va, e o cale undeva. Nu mi-o știe nimeni, va, 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 nu știe nimeni, nimeni. Dar nici cuci, nici hai duci, nici hai duci, nici cuci, nici hai duci. Nici feveciorii vână tovori, nici feciorii vânătorni. Dar eu mă duc fără de teamă, fără de teamă, dar eu mă duc fără de teamă. La mândruța va când mă cheamă, mamă, la mândruța când mă cheamă, cheamă. Și-o sărut cu dor și foc, dor și foc, o sărut cu dor și foc. Și vouă strângea valiei mijloc, și-o strângea lealei mijloc. O sărut cu dor și foc, și-o strângea lealiei mijloc. Și am ajuns la final, a fost o dupămastă lungă, dar frumoasă, alături de All Sound Sibiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi de invitație. Vă mulțumesc. Iată, cam ei sunt, acum suntem în formulă întregită, ei sunt toți membrii All Sound Sibiu, îi găsiți și acolo pe pagina de Facebook All Sound Sibiu. Codrin este cel care se ocupă ca toate lucrurile să funcționeze bine, nu pe tine te ceartă ei dacă ceva nu-i ok, sau cine? El vă ceartă? El e răspunzător. Hai, să folosim direct cuvântul acesta. Răspunzător direct pentru tot ce se întâmplă. Ce ți-ai dori? Ce-ți propui cu trupa asta, cu formula asta frumoasă? Evident, ce mi-am propus, în prima fază s-a întâmplat, am reușit să ne unim puterile și în perspectivă speranțele sunt foarte multe. Sunt foarte multe, mă bucur să aud asta, sunteți foarte, foarte frumoși toți. Sper să mai reveniți, să mai facem filmări împreună și pe soare, să nu mai avem ghinionul de astăzi, pentru că astăzi a cam plouat aici la salon. Sper să mai reveniți, v-am chinuit puțin, știu, dar am meritat. Pentru cei de acasă care, iată, au ascultat muzică bună, vă căutăm acolo pe Facebook să vedem ce se mai întâmplă în viața voastră. Până atunci, vă doresc o vară frumoasă, cât a mai rămas din ea. Plecați pe undeva? La mare. La mare? Unii au venit deja. Am vrut să zic, unii au venit deja, cam bronzat, cam bronzat. Asta e, am prins, e frumos. Păi da. Și v-ați spus chiar așa lângă mine să, na, să se vadă cât sunt de albă pe lângă cei care au avut timp să meargă la mare. Da, dați că ne bronzăm și noi aici la Salonti. Săptămâna viitoare, dragi telespectatori, ne întâlnim la Complexul Turistic Salonti din Brașov, tot aici la Capital TV, să facem emisiuni frumoase. Poate vor mai reveni și ei, nu se știe niciodată. Până atunci, pe ei urmăriți acolo pe Facebook, All Sound Sibiu, repet asta, sper că facem vreo 3.000 de like-uri, nu? Facem. Faceți până la final. Pe puțin? Ok, bine. Un mesaj pentru cei de acasă? Vrea cineva să transmită ceva? Ascultați muzică bună? Așa? E un mesaj destul de bun. All Sound Sibiu. All Sound Sibiu, ascultați muzică bună și urmăriți Capital TV. Ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!